Împreună cu Victor Orban la Chișinău a ajuns și o delegație de oameni de afaceri maghiari pentru a participa la forumul de afaceri moldo-ungar. Vorbim despre reprezentanții a 23 de companii maghiare, ale căror activități sunt concentrate în domeniile de gestionare a deșeurilor menajere, irigare, construcții, servicii financiare și turism. Scopul principal al forumului este stabilirea de noi contacte între agenții economici din cele două țări și încheierea de noi acorduri. De asemenea, a fost semnat un acord de înțelegere între Camerele de Comerț și Industrie din Republica Moldova și Ungaria. Astăzi, prin desfășurarea acestui forum de afaceri moldo-ungar, avem oportunitatea de a continua procesul de consolidare a dialogului economic, investițional și de afaceri, prin dezvoltarea în continuare a proiectelor de cooperare în diverse domenii. Astăzi, după valoarea volumului schimburilor comerciale în anul 2019, Ungaria se situează pe locul 14 printre principalii parteneri comerciale a Republicii Moldova, dar este clar că avem un potențial cu mult mai mare și sunt sigur că acel acord sau acea declarație de parteneriat strategic pe care am semnat-o astăzi va da un impuls creșterii acestor schimburi comerciale. Progresele obținute de Europa Centrală pot fi realizate și vor fi obținute și de estul Europei, acolo unde se află și Republica Moldova. Sunt convins că în următorii 20 de ani vom asista la o creștere economică fantastică în această regiune. Vom facilita transferul acestor cunoștințe și tehnologiilor, precum și creșterea investițiilor, astfel încât țările din Europa de Est să fie la egalitate cu statele centrale. Am discutat cu premierul despre organizarea unui schimb de experiență, astfel încât experții noștri să faciliteze acest proces, deoarece Ungaria a parcurs deja această cale și suntem pregătiți să oferim nu numai acest ajutor. Puteți conta pe sprijinul nostru și pe calea integrării europene.